Bună ziua! Numele meu este Claudiu Popescu, sunt directorul Direcției Relații Publice și Management Documente. Astăzi voi fi gazda acestui eveniment cu care v-am obișnuit în fiecare an. Este vorba de proiectul de buget al municipiului Craiova pentru anul 2021 de data asta, aflat în dezbatere publică. Iată că restricțiile impuse de pandemie aduc modificări și în modul de organizare acestei dezbateri publice. Astfel, anul acesta, această dezbatere este organizată online, aceasta poate fi urmărită pe canalul de YouTube al primăriei, cât și pe pagina de Facebook a primăriei. Asta poate fi un lucru bun în condițiile date, în situația în care această dezbatere poate fi urmărită de mult mai mulți oameni decât ar fi intrat într-o sală, chiar și sala mare a primăriei municipiului Craiova. Noutatea în acest an este că propunerile noastre au fost putut fi încărcate pe aplicația online disponibilă pe site-ul primăriei, la rubrica de consultare publică. Am colectat aceste propuneri ale noastre și la finalul prezentării doamna primar o să răspundă acestor propuneri pe care noastră ni le-ați făcut. Astfel, o să dau cuvântul doamnei primar pentru a face pentru prima parte a dezbaterii o prezentare a proiectului de buget pentru anul 2021. Mulțumesc, Claudiu. Voi face o prezentare detaliată a bugetului de anul acesta și apoi voi răspunde întrebărilor cetățenilor care ne-au fost deja adresate în mediul online. Bugetul general consolidat al municipiului Craiova pentru anul 2021 este în sumă de 1,4 miliarde de lei, adică 287 milioane de euro. Acesta cuprinde bugetul local, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Secțiunea de funcționare este de 58% și va fi utilizată pentru funcționarea și întreținerea primăriei Craiova, a instituțiilor publice de subordonare locală, precum și întreținerea domeniului public, acordarea de subvenții și ajutoare persoanelor vulnerabile. Secțiunea de dezvoltare este de 42% și va fi utilizată pentru finanțarea lucrărilor de investiții noi și în continuare, a dotărilor și reparațiilor capitale, a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Sursele de finanțare ale bugetului local sunt impozite și taxe locale, cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 486 milioane de lei, sume alocate de la bugetul de stat de 134 milioane de lei, reprezentând doar banii datorați craiovenilor din plata taxelor și impozitelor, sume primite de la Uniunea Europeană de 169 milioane de lei. Am acordat și acordăm în continuare scutiri de plată la impozitul pe clădiri și taxa pe teren pentru firmele care funcționează în cadrul parcului industrial. Detalii de
certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere cadru. Valoarea estimată 148.660.000 lei. S-a alocat pentru anul 2021 doar o sumă care reprezintă demararea procedurilor de achiziție publică. Datoria publică este de 19 milioane lei pentru rambursări de credite și 5 milioane lei dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor interne și externe contractate în anii următori. Ordine publică, 33 milioane lei pentru funcționarea și întreținerea poliției locale și 735 mii lei pentru dotarea a 5 vehicule electrice, 5 autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, 20 de stații mobile în sistem TETRA pentru realizarea transmisiei informațiilor prin canale radio ale platformei comune cu toate forțele de ordine și siguranță publică TETRA, 25 de seturi complet pistol Glock, 4 sisteme de învățământ, 46 milioane lei pentru funcționarea și întreținerea celor 43 de grădinițe, 23 de școli și 25 de licee, seminarii și colegii de pe raza municipiului Craiova, precum și pentru 6 unități de învățământ particular, pentru naveta profesorilor, bursele elevilor, drepturile bănești ale copiilor cu CES și stimulentele financiare acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar. Pentru reparații, construcții la unitățile de lei la unitățile de învățământ, școala gimnazială Gheorghe Bibescu, școala gimnazială Nicolae Bolcescu, Mircea Eliade, liceul Matei Basarab, liceul Traian Vuia, liceul cu program sportiv Petrache Trișcu, Colegiul Național Carol I, liceul energetic, liceul tehnologic Constantin Brâncuș. Dotare unități de învățământ cu mobilier școlar, acord cadru în valoare de 4,2 milioane lei, 500 de mii sunt prevăzuți pentru anul 2021. Pentru unitățile de învățământ se mai achiziționează sisteme antiincendiu, mașini de spălat vase și gătit profesionale, sisteme de alarmă, extindere rețeei internet și licențe. În plus se achiziționează SF pentru construire corpuri, ateliere, laboratoare și săli de sport. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, aflate în curs de implementare. Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Anul acesta 1,5 milioane lei. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparținând sectorului educație, grădinița Floarea Albastră, grădinița Piticot, grădinița Elena Farago, grădinița Curcubeul Copilăriei, grădinița Căsuța cu Povești, grădinița Ion Creangă, grădinița Phoenix, anul acesta 10 milioane de lei. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea școlii Mircea Eliade și a școlii Gheorghe Țițeica, anul acesta 7 milioane de lei. Școala virtuală în municipiul Craiova, 23,5 milioane lei. Măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, 42 milioane lei. Inovarea procesului educațional prin strategii de practică implementate către Liceul Tehnologic Costin Nenițescu, anul acesta 1,2 milioane lei. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă al elevilor implementat de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, anul acesta 933 mii lei. Profesioniștii de mâine implementat de către Liceul Tehnologic Auto, 1,3 milioane de lei, anul acesta însă doar 760 mii lei. Obiective de investiții în școli. Măsuri de performanță energetică privind clădirea aparținând de 6 unități de învățământ din Craiova. Valoare estimată pentru proiectare și execuție 18.888.000 lei, fără TVA, s-au alocat pentru 2021 42.000 de lei de la bugetul local și 712.000 din bugetul creditelor externe, diferența alocându-se în următorii ani. Măsuri de performanță energetică se aplică pentru următoarele clădiri. Școala
Sfântul Gheorghe, școala 24, corp A, corp B, pasaj, școala 23, corp C, școala Ion Creangă, clădiri, săl de cursuri, aripa C1 și aripa C3, grădinița Voinicelu, o clădire, grădinița Pinocchio, o clădire, grădinița Castelul Fermecat, o clădire, grădinița Paradisul Copiilor, o clădire, Colegiul Național Nicolae Titulescu, clădiri, săl de cursuri, una și sală de sport, o clădire de asemenea. Niciuna dintre aceste clădiri nu este reabilitată termic din punct de vedere al învelopării exterioare. Acoperișurile nu sunt izolate termic, iar caloriferele utilizate nu sunt dotate cu termostate sau robinete funcționale. Nu există un sistem de control automatizat al temperaturii din incinte, reglajul făcându-se manual în acest moment. De aceea sunt necesare aceste investiții. Avem apoi reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova, cofinanțare 1,3 milioane de lei, anul acesta 44,8 mii lei pentru 2021, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu CNI-ul. De asemenea, la Colegiul Carol I se achiziționează un dulap sterilizator pentru documentele de arhivă pentru Biblioteca de Patrimoniu. Sănătate, 30 milioane lei pentru cabinetele școlare, reparații curente și investiții la spitalele din subordonarea locală, continuarea programului de fertilizare in vitro pentru 10 cupluri din municipiul Craiova, precum și pentru funcționarea centrelor de vaccinare înființate de către primărie. Spitalul Clinic Municipal Filantropia, reparații la acoperișul și etajul 1 al ambulatoriului pentru copii și bucătăria centrală, 550.000 lei. Bloc tehnic pentru producerea oxigen medicinal și aer comprimat medicinal, 800.000. Studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate pentru construcție imobil cu destinația spital de pediatrie, 750.000 lei. Valoarea estimată a investiției este de 250 de milioane de lei, care se va realiza din fonduri europene. Deocamdată plătim doar documentația. Reabilitare corp C1, ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă de gunoi, colectare selectivă la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, 18 milioane de lei, anul acesta avem prevăzuți 8 milioane de lei. Proiect cu finanțare externă nerambursabilă, combaterea virusului prin dotarea Spitalului Municipal Filantropia din municipiul Craiova, 48 milioane lei, din care vor fi achiziționate următoarele echipamente medicale. Computer tomograf, mamograf cu tomosinteză, echipament de radiologie digital fix 2 bucăți, echipament de radiologie digital mobil 2 bucăți. În vederea dotării centrului de imagistică, care împreună cu ambulatorul va deveni centru de diagnostic. Osteodensiometru, ecograf 4 bucăți pentru secția de obstetrică, ginecologie, pediatrie, cardiologie și interne. Aparat anestezie cu monitor funcții vitale și aspirație pentru blocul operator. Lampă bactericidă UV pentru suprafețe mobile 25 de bucăți. Lampă bactericidă pentru sterilizare aer 67 bucăți. Nebulizator mobil dezinfecție aeromicrofloră 15 bucăți. Ecograf portabil 2 bucăți. Pentru secția de neonatologie vor fi achiziționate următoarele. Incubator, transport mobil, incubator, transport cu funcție dublă închis-deschis, dispozitiv de încălzire cu funcție de resuscitare pentru nou-născuți, aparat de ventilație, terapie intensivă pentru nou-născuți, 2 bucăți. Pentru laboratorul de analize vor fi achiziționate următoarele. Hotă flux laminar, 3 bucăți, analizator automat de hematologie, analizatoare automate de coagulare, de biochimie, de imunologie, centrifugă laborator, microscop laborator, aparat real-time PCR. Pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, reparații curente și igienizări la Clinica Psihiatrie 1 și Clinica Neurologie, 200.000 lei. Reparații, igienizări și înlocuire, canalizare la subsol, magazie, materiale, 85.000 lei. Achiziție ambulanță, 260.000 lei. Achiziție centrale termice, 45 de kW, 40.000 lei. Proiectare și execuție, sistem antiincendiu și paratrăsnet la Clinica Psihiatrie 1, 150.000 lei. Proiect cu finanțare externă nerambursabilă. Combaterea virusului prin dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 13 milioane lei, din care vor fi achiziționate următoarele echipamente medicale.
nebulizator mobil, dezinfecție aeromiclofor, 10 bucăți, monitor funcției vitale mobile, 10 bucăți, lampă bactericidă UV pentru suprafețe mobile, 10 bucăți, lampă bactericidă pentru sterilizare aer, 26 de bucăți, aspirator chirurgical, 7 bucăți, defibrilator, 7 bucăți, EKG portabil, 7 bucăți. Proiect cu finanțare externă nerambursabilă, construire corp spital de neuropsihiatrie, 40 milioane lei. Spitalul clinic de boli infecțioase Victor Babeș. Reparații curente și igienizări la secțiile de boli infecțioase, 535.000 lei. Lucrări de canalizare, instalații de apă, canale termice, 135.000 lei. Lucrări de reparații împrejmuiri, 30.000 lei. Lucrări de reparații acoperiș și învelitori la clădirile TBC, administrativ, farmacie, 500.000 lei. Stația automată colectare, tratare și eliminare a apă uzată, 1 milion lei. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, aflate în curs de implementare. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparținând sectorului sănătate, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, 21 milioane lei, anul acesta 10 milioane. Combaterea virusului prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, 48 milioane lei, din care vor fi achiziționate următoarele echipamente medicale. Computer tomograf containerizat, aparat radiologie fix containerizat, ecograf staționar multidisciplinar, 2 bucăți, sistem de filtrare a aerului pentru ATI, EKG, dispozitiv de dezinfecție prin nebulizare, 22 bucăți, echipament sterilizare aer cu UVC și ventilator, lămpi UVC, 200 bucăți, cameră fixă cu termoviziune, monitorizare personal și pacienți, 4 sisteme. Cameră mobilă cu termoviziune, monitorizare personal și pacienți, complet radiometrică, 4 bucăți. Sistem PCR pentru detecție. După cum ați observat, sumele de la bugetul local pentru sănătate sunt completate cu investiții din fonduri europene în valoare de 109 milioane lei. Cultură, sport, zonă verde, 35 milioane lei pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, a locurilor de joacă, cimitirelor, a toaletelor publice și a grădinii zoologice. Se achiziționează o auto specială pentru lucru la înălțime, o autobasculantă, achiziție și montaj aspersoare, tomograf, inspecție, stare, sănătate, copaci. Acesta din urmă a fost solicitat și de grupul USR. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, cuprinzând amenajare de parcuri și grădini în municipiul Craiova, Parcul Nicolae Romanescu, 54 milioane lei, anul acesta 4,8 milioane lei. Restart for Danube, proiect transfrontalier, 184.000 lei. Obiective de investiții. Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu, etapa 1. Valoare 8.217.125 lei, din care proiectare 311.000 lei, s-au alocat pentru anul 2021 1 milion de lei de la bugetul local. Lucrările de regenerare urbană constau în amenajarea de alei, băncuțe, coșuri de gunoi, spațiu verde, instalații de iluminat, fântâni, sistem automat de irigații. Achiziție pardoseală sportivă de exterior 578.000 lei pentru grădina botanică. De asemenea, două proiecte ale USR-ului pe care le-am inclus în proiectul de buget, achiziție băncuțe smart Wi-Fi 294.000 lei și toalete smart 244.000 lei. Sistem de turnichete, stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri și sistem cronometraj și instrumente de măsurare pentru competiții de atletism, sistem complet de panouri cu LED-uri pentru interior-exterior pentru stadion de atletism. Valoare totală 2.071.000 lei, sursa este de la bugetul local, banii sunt alocați pentru anul 2021. Stadionul de atletism, fiind de categoria a doua, unic în țară și ținând cont de faptul că se vor desfășura competiții internaționale, este necesar să fie achiziționate aceste sisteme. Procedurile au fost demarate din anul 2020. Achizițiile se completează cu un robot de piscină, mașină de spălat pardosele, aspirator mobil piscină, un studiu privind calitatea aerului și un generator de ceață folosit la dezinsecție și rasteluri de biciclete, ultimul venit de asemenea de la USR. Construire cimitir Craiova Nord, etapa a doua.
Valoarea este de 10.369.000 lei pentru execuție și 500.000 pentru proiectare. Pentru anul 2021 s-au alocat 1 milion de lei de la bugetul local. Prin construirea cimitirului se suplimentează locurile de veci cu peste 1.500. Se construiește o sală de ceremonii funerare, un pavilion administrativ, sistem de iluminat perimetral și ambiental. Achiziție cu montaj, echipamente, locuri de joacă. Acord cadru pentru anul acesta au fost puși bani doar pentru demararea procedurilor de achiziție publică. 43 de milioane de lei pentru funcționarea celor 6 instituții de cultură și sport aflate în subordinea Consiliului Local. 300.000 lei pentru acordarea de finanțări nerambursabile ONG-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul cultural, al tinerilor, asistenței sociale, etc. Asistență socială, 63 de milioane lei pentru persoanele vulnerabile, copiii din cele 9 creșe, bătrânii și persoanele cu dizabilități. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă implementate de către Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, îmbătrânirea activă, o șansă pentru o viață demnă, 2,8 milioane de lei și Venus, împreună pentru o viață în siguranță, 1,1 milioane lei. Iluminat și sistematizarea circulației, 17 milioane pentru iluminatul public, precum și pentru sistematizarea circulației prin realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova, 16 milioane lei în total, 5 milioane de lei în anul 2021, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova, faza a doua, zona Fântâna Popova, pentru anul acesta 4,6 milioane de lei. Obiective de investiții. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Craiova. Acord cadru. Valoare estimată 19.312.000 lei. Anul acesta însă avem alocat o sumă de bani doar pentru demararea procedurilor de achiziție publică. Achiziția privind prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Craiova se va face pentru 1.000 de blocuri, iar sursele vor fi buget local, fonduri europene și bugetul de stat. Executarea lucrărilor pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Craiova. Un alt acord cadru. Valoare estimată 861.908.000 lei. S-a alocat pentru anul 2021 doar suma necesară pentru demararea procedurilor de achiziție publică. Achiziția privind contractele de execuție lucrări pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe se va face pentru 1.000 de blocuri. De asemenea, sursele de finanțare vor fi bugetul local, fonduri europene, bugetul de stat. Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15, municipiul Craiova. Valoarea contractului de execuție inclusiv proiectare, 2.155.000, s-au alocat pentru anul 2021 1.608.000 de la bugetul local pentru finalizarea lucrărilor. Funcțiunea generală a spațiului este de esplanadă, spații de promenadă și relaxare în aer liber cu destinație publică. 46 milioane lei pentru salubrizarea căilor publice. Achiziționarea de coșuri de gunoi stradal, lucrări de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, precum și pentru consumul de apă pe domeniul public și canalizarea orașului. 3,5 milioane lei din cele 21 de milioane reprezentând cofinanțarea municipiului Craiova la proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj. Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă pentru accesibilitatea procedurilor administrative prin reducerea birocrației și digitalizare și programul Orașe și Metropole în Europa, lucrăm mai departe împreună, 2,8 milioane lei, 18 milioane lei pentru diferențele de preț și tarif la energia termică livrată populației în sistem centralizat, 4,4 milioane lei pentru PUG, 157 mii lei realizare Registru spațiilor verzi, faza finală. Amenajări, instalații de semaforizare pentru străzile Toamnei cu bariera Vâlcii, Brestei cu Pelendava, Caracal cu Henri Coandă și Potelul cu Râului, SF-uri.
Achiziție automată de dirijare a traficului și corp semafor cu vizibilitate frontală venit de la USR. SF-uri pentru parcări supraetajate. Smart City digitalizare, sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul primăriei municipiului Craiova. S-a alocat pentru anul 2021 suma de 120.000 lei pentru achiziția studiului de fezabilitate. Prin implementarea unui sistem informatic integrat, primăria municipiului Craiova își propune să îmbunătățească interoperabilitatea dintre aplicațiile deja implementate în vederea optimizării fluxurilor de lucru, prin creșterea eficienței proceselor operaționale, creșterea transparenței prin informare și consultare publică, suport pentru decizii și politici publice. Achiziția este necesară și oportună, având în vedere necesitatea pregătirii unui portofoliu de proiecte de digitalizare prioritare care să fie eligibile pentru finanțarea acestora în cadrul noilor programe operaționale 2021-2027. Astfel, achiziția se încadrează pe cel puțin două axe prioritare din cadrul noului program. ARCA, accesibilitatea procedurilor administrative prin reducerea birocrației și digitalizare pentru cetățenii băniei, se află în implementare. Realizarea portalului de e-servicii pentru cetățeni și actualizare sistem de management documente prin digitalizare și fluxuri interne cu o valoare de 1.355.000 lei. Sistemul asigură digitalizarea cu acces și livrare online completă a serviciilor gestionate exclusiv de primărie. Actualizarea sistemului de management al documentelor prin digitalizarea fluxurilor interne. Instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de primărie. Stadiu în implementare, se va lansa în exploatare în luna mai. Retrodigitalizarea documentelor din arhiva instituției în valoare de 823.451 lei. Se vor scana și indexa electronic 670.000 de documente, aproximativ 1,5 milioane de pagini. Procedura se află în evaluare. Dezvoltarea și implementarea unui sistem online de colectare și votare a proiectelor propuse în cadrul procedurii prevăzute de legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general cu o valoare de 53.550 lei. Procedura se află în desfășurare. Actualizarea site-ului oficial al instituției cu preluarea informațiilor existente și dezvoltarea capacității de adaptabilitate pentru orice dispozitiv și de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Termenul de depunere a ofertelor este de 27 aprilie. Strategie de promovare a serviciilor electronice dezvoltate. Valoarea totală cumulată a activităților din cadrul proiectului, ce implică soluția ITNC, se ridică la 2.258.000 lei, fonduri europene, contribuția noastră fiind de 2%. Sistem de supraveghere video în municipiul Craiova. Investiția se referă la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor spații publice din municipiul Craiova, precum școli, instituții publice, străzi, intersecții, parcuri, platforme de gunoi, cimitire, locuri de joacă, prin achiziționarea a 4.639 camere de supraveghere video de ultimă generație și a infrastructurii hardware și software necesare. Pentru anul 2021, pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a fost prevăzută suma de 66.755 lei. Achiziții de echipamente hardware și software, servicii upgrade, componente pentru server de date, licențe, tehnică de calcul, sistem electronic de ordonare. Transport, 40 milioane lei pentru reparații străzi, alei, trotuare și curți aferente unităților de învățământ din municipiul Craiova, astfel. Străzile, aleile, trotuarele și parcările propuse pentru reparații și întreținere cu mixturi asfaltice în 2021. Zone pietonale arondate blocurilor și spațiilor comerciale pe calea București. Străzile Constantin Rădulescu Motru, Muntenilor lucrări în continuare, Pictor Barbu Iscovescu, Alea Constantin Brâncuș, Alexandru Macedonski, Amaradia, Brestei, zona cuprinsă între grădina Mihai Bravu și râului. Barați, 1 decembrie 1918, Maria Tănase, Doljului, Alea 2 Rovine, Alea 3 Rovine, strada Eroul Valentin Leoveanu, strada Câmpia Izlaz, lucrări în continuare, Călugăreni, strada Alexandru Adrian Păunescu, zona centrului multifuncțional, strada Târgului, tronson
strada Râului, strada Popoveni, Emil Racoviță din strada Nicolae Romanescu, strada Popoveni, Măceșului, alea Târgului, tronsoanele stânga-dreapta, de strada Târgului și Mian. Strada Traian Lalescu, lucrări în continuare, alea 1 bariera Vâlcii, Anele Craievița 9, zona adiacentă, Sergent, Vulovici, Big Family Brazdă, calea București, zona adiacentă pieței centrale. Strada Sărarilor, calea Severinului, semicovoare unde este cazul, strada Petre Ispirescu, plus parcări adiacente, Craievița 9, strada Traian Gheorghiu, parcări, lucrări în continuare și o poziție nouă la blocurile 113-115. Strada Corneliu Coposu, strada Spaniei, strada Păstorului, Nanter, Gheorghe Chițu, strada Unirii Semicovoare, Simion Bărnuțiu, 24 ianuarie, Bulevardul Dacia Semicovoare, Bulevardul Decebal Semicovoare, Bulevardul George Enescu, Bulevardul Oltenia, Bulevardul Tineretului, strada Nicolae Coculescu, alea 1 Castanilor, strada Basarabia, strada Dezrobirii, alea General Magheru, strada Ion Maiorescu, strada Henri Coandă, strada Gheorghe Pleșoianu, alei trotoare și parcări adiacente, străzile Potelul, Locomotivei, Banu Mărăcine. Curți aferente unităților de învățământ din municipiul Craiova propuse pentru lucrări de reparații și întreținere cu misturi asfaltice în anul 2021. Școlile 23, 22, 39, 29, 33, 31, 36, grădinița 42, grădinița 41, Liceul Petrache Trișcu, Liceul Constantin Brâncuș, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Liceul Nicolae Titulescu, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Costin Nenițescu, Liceul Traian Vuia, Liceul Tudor Arghezi, Liceul Matei Basarab, Liceul Tehnologic Auto Bulevardul Decebal. Investiții. Reabilitare și modernizare străzi și alei din municipiul Craiova. Acord cadru. S-a alocat pentru anul 2021 25 de milioane de lei de la bugetul local. Lucrările de reabilitare și modernizare străzi și alei ce se vor executa în anul 2021 vizează următoarele străzi. Căpșunilor, Pui de Lei, Cușmir, Cocorului, Calea Brezei, Albinelor și Alea 1 și 2, Măghiranului, Cărbunești, Topolniței, Deltei, Corabia, Postăvaru, Stejarului, Emil Marghitu, Artileriei, Vânătorii de Munte, Aleile 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alexandru cel Bun, strada Brașov, străzile Arad, Muntenia, Dimitrie Cantemir, Eroii Sanitari, Alba Iulia, Botoșan, Zalău, Constanța, Pescărușului, aleile 1, 2, 3, 4, Izvorul Rece, alea 1, Maria Rosetti, strada Pietrosu, alea 1, 2, 3, 4, 5, Gheorghe Donici, străzile, alea Dunării, Tisa, Tulcea, Alexandru cel Bun. Modernizare, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție. Străzile, ramuri, Lăcrimioarei, Migdalului, alea 2 Cantonului, drumul Corneșului, alea 3 Bariera Vâlcii. S-au alocat pentru anul 2021 2.901.000 de la bugetul local. Modernizare și reabilitare străzi și alei trotoare. Etapa doar de ET plus DALI. Acord cadru s-a alocat pentru 2021 suma de 712.000 lei. După elaborarea ET plus DALI pentru străzi alei trotoare, se va trece la proiectare și execuție. Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotoare. De asemenea, asistență tehnică, execuție, acord cadru, valoare estimată 277.292.000 lei. S-a alocat pentru anul 2021 o sumă doar pentru demararea procedurilor de achiziție publică. Sursele de finanțare vor fi bugetul național, fonduri europene și bugetul local. Străpungere, strada Traian Lalescu, Bulevardul Calea București. Verificare de tehnică de calitate, asistență tehnică, valoarea contractului este de 5.480.000, proiectarea 142.800, s-a alocat pentru anul 2021 145.000 de la bugetul local. Străpungere strada Traian Lalescu, Bulevardul Calea București, execuție de data aceasta, s-a alocat pentru anul 2021 1 milion de lei de la bugetul local.
Realizarea investiției va asigura conexiunea între zona de nord și zona de sud a municipiului Craiova. Contribuie la fluidizarea traficului în zonele pe care le conectează, Rovine, Calea București, Sărarilor, Valea Roșie și Romanești Veteranilor. Reabilitare pod rutier peste calea ferată drum Melinești. Valoarea contractului de execuție 7.318.000, proiectare 159.905 lei. S-au alocat pentru anul 2021 5.540.000 lei, sursa bugetul local pentru finalizarea lucrărilor. Prin realizarea investiției se asigură desfășurarea traficului la parametrii de exploatare și siguranța a circulației superior etapei anterioare intervenției. Reabilitare, pasaj rutier, electroputere, execuție. Valoarea contractului este de 4.679.000 lei, s-a alocat pentru anul 2021 700.000 de la bugetul local pentru a demara procedura de achiziție contract lucrări. 37 milioane lei pentru gratuități și reduceri de preț pentru transportul elevilor și pensionarilor. Alte proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. Programul integrat de modernizare a sistemului de transport public cu tramvaiul în municipiul Craiova, modernizarea căii de tramvai de pe calea Severinului în zona industrială Cernele de Sus, fazele 1 și 2, modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentare electrică a tramvaielor, modernizare depou tramvaie și Motric A, extinderea sistemului de management al traficului pentru integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații. Avem de asemenea aici mai multe autobuze noi. Anul acesta ar trebui să finalizăm prima etapă cu 16 autobuze, urmând ca după procedurile de licitație până la sfârșitul anului să sperăm că finalizăm și vom avea alte 30 de autobuze, toate electrice, deci în total anul acesta ar trebui să avem 46 de autobuze electrice. Achiziție de mijloace de transport public tramvaie, 17 bucăți, este un program derulat în parteneriat cu Mederap, în valoare de 202 milioane lei, dintre care 20 de milioane de lei în anul 2021. De asemenea, sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest-Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean în vederea finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții, amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona nord-est a municipiului Craiova, tronson pasaj Gârlești, strada Mălinului, 1,2 milioane lei anul acesta. De asemenea, am prevăzut bani pentru achiziții de terenuri și exproprieri. De exemplu, în zona Brestei trebuie expropriate aproximativ 4 proprietăți, astfel încât să putem să prelungim bulevardul râului peste Balta Craioviței până la bulevardul Tineretului. În continuare, aș vrea să mă refer și la solicitările pe care le-au avut craiovenii în această perioadă la noi și să le dau răspunsuri ca urmare a dezbaterii publice și a notelor pe care ni le-au transmis. Doamna Gârd Cristina se interesează de plaiul Vulcănești și de ce se întâmplă cu sistemul de canalizare. Noi sperăm ca în termen de 15 zile să reușim să semnăm contractul pentru partea de est a orașului, vizând sistemul de canalizare, astfel încât în aproximativ 2 luni de zile să putem să demarăm lucrările efectiv, așa cum s-a întâmplat și pe partea de vest a orașului, unde probabil că ați fost informați că în cartierul Făcăi se lucrează de mai multe zile și se lucrează foarte bine. Florin Epure este interesat de repararea clădirilor istorice. În primul rând este interesat de băile publice, fostul teatru de păpuși, grădinile de vară de la Cinema Patria și 30 decembrie. Din păcate nu putem investi niciun ban pentru că nu sunt în patrimoniul municipalității aceste clădiri și nu avem cum să facem astfel de prevederi în bugetul local. În ceea ce privește construcția unui muzeu al satului, acesta
Sigur că poate fi construit, dar în niciun caz în Parcul Romanescu, așa cum sugerați dumneavoastră, pentru că acolo este un monument de tip clasa A și nu ni se va permite niciodată, dar luăm în calcul în momentul în care se vor demara axele pe fonduri europene să vedem dacă ne putem încadra undeva. În ceea ce privește alocarea de bani pentru referendum contra centralei de la Kozlodui, probabil că știm cu toții că este un subiect care ne interesează de foarte mulți ani, că nu este nevoie de niciun referendum, pentru că un sondaj de opinie la nivelul Craiovei relevă că peste 90% din populație nu vrea aceste investiții la sud de Dunăre. Domnul Ion Mihai are mai multe întrebări. Finanțarea proiectelor de tip Smart School. Pe fonduri europene încercăm să dezvoltăm acest concept de Smart School. Probabil ați văzut și dumneavoastră că sunt foarte multe lucruri pe care ni le-am propus chiar anul acesta pe buget și de asemenea așteptăm ghidurile de finanțare europeană ca să vedem ce investiții pot să fie eligibile în această zonă. Lista cu numărul de persoane angajate permanent și temporar și fondul de salarii din primărie, aceasta este o listă publică. În ceea ce privește transparența decizională pe care ar trebui să o aibă primăria municipiului Craiova, întreabă dacă avem de gând să facem astfel de dezbateri publice. Se tot fac dezbateri publice, ultima dintre ele, chiar înainte de proiectul de buget, a fost pentru Calea București. Digitalizarea și implementarea de proiecte smart, de asemenea, este o întrebare. Avem proiecte și așteptăm ghidurile ca să vedem, de asemenea, ce este eligibil. Sunt prinse câteva și în proiectul de buget. Dacă există la nivelul Craiovei ONG-uri care prestează servicii sociale și dacă s-au prevăzut fonduri pentru plata acestora, s-au prevăzut în fiecare an. În ultimii ani am avut colaborări cu Asociația Vasiliada, de asemenea cu mai multe ONG-uri care au în grijă copii cu autism, tulburări TSA. Mă întreabă despre bugetul de la învățământ, diminuarea inegalităților din sistem și de asemenea despre numărul de burse. M-a referit deja la toate aceste aspecte atunci când am dat citire proiectului de buget. Investiții majore pe care vrem să le facem pe termen lung primăria municipiului Craiova. Avem în portofoliu deja 80 de proiecte foarte mari. Așteptăm axele de finanțare și ghidurile pentru a putea să derulăm toate aceste proceduri de accesare a fondurilor europene. De asemenea, dacă se poate face o reducere a numărului de rectificări bugetare și dacă acestea vor fi supuse unei proceduri de transparență. Rectificările bugetare se fac de câte ori este nevoie, nu face acest lucru doar UAT Craiova, ci toate celelalte unități administrativ-teritoriale, pentru că de foarte multe ori ne prevedem să se finalizeze licitațiile la un anumit moment, acestea întârzie și atunci sigur că banii respectivi trebuie direcționați către alte capitole acolo unde este nevoie de ei. Tot domnul Ion Mihai se referă la similaritatea dintre proiectele de buget pe anul 2020-2021 și iarăși vizează aceste rectificări bugetare. Să știți că foarte multe dintre investiții noi le avem deja în derulare, dintre cele pe care vi le-am citit, bunăoară la mai multe unități de învățământ, pe mai multe străzi am demarat deja aceste investiții, dar sigur că ele se vor finaliza anul acesta și se vor plăti din bugetul anului 2021. Și ce fonduri am prevăzut pentru combaterea COVID-19 din cauza pandemiei de coronavirus. Am dat deja citire listei cu toate investițiile care se fac în spitalele craiovene. Avem o altă întrebare de la domnul Matei Claudiu. Cât de pregătit este din punct de vedere logistic, material și medical municipiul Craiova pentru un eventual accident nuclear la Kozlodui? Eu cred că nicio municipalitate din România nu este pregătită pentru așa ceva.
De regulă, sunt bani care se prevăd în fondul de rezervă al guvernului, dacă se întâmplă, Doamne ferește, o astfel de nenorocire, să fie sursă de bani disponibilă. În ceea ce privește, iarăși Kadur Ahmad Haron mă întreabă despre analiza reală a necesităților din unitățile de învățământ preuniversitar. Noi am transmis deja o adresă către absolut toate unitățile de învățământ cu necesarul pe care l-au, inclusiv cu ceea ce vor ca noi să dezvoltăm în următoarea perioadă pe fonduri europene, asta vizând inclusiv construcția de baze materiale, de săli de sport, absolut tot ce au nevoie, și am primit deja mai multe solicitări. Ieri însă, mergând pe teren la mai multe unități școlare, mi-am dat seama că s-ar putea face și alte lucruri în plus față de ceea ce au solicitat, de aceea lista aceasta o să o tot actualizăm. Domnul Dinu Cornel mă întreabă ce se întâmplă cu pasajul Gârlești. După cum ați văzut, este deja prins în proiectul de buget de pe anul acesta. Sigur că nu vom demara lucrările sau nu vom finaliza lucrările anul acesta. Deocamdată noi am semnat un parteneriat cu ADR-ul și el se va realiza integral pe fonduri europene. Domnul Vlădoi Aristel mă întreabă despre noile platforme de gunoi îngropate și sistemele de supraveghere video. Vis-a-vis de camere m-am referit deja atunci când am dat citire proiectului de buget. În ceea ce privește platformele de gunoi, sigur că mai trebuie făcute investiții în continuare. Noi estimăm că anul acesta, până în luna septembrie, vor fi peste tot în toate cartierele, vor apărea aceste platforme de care noi avem nevoie pentru colectarea selectivă și, așa cum știți, probabil la case deja au început să se distribuie toate acele pubele pentru sortarea gunoiului. Domnul Luță Florian Dan mă întreabă despre parcul industrial pe platforma Dolșchim, Craiova. Terenul nu este al primăriei, am făcut foarte multe demersuri în ultimii ani ca să putem să-l preluăm de la OMV, din păcate însă fără niciun fel de succes, în ciuda faptului că am propus chiar și contra cost să putem să intrăm în posesia acestui teren de 200 de hectare. Apoi domnul Vlăduț Alexandru Robert mă întreabă despre bugetarea participativă. M-am referit deja, proiectele de anul trecut vor fi finanțate anul acesta. Mai avem de asemenea o solicitare care a venit mult mai târziu din partea domnului Horațiu Buzatu. O să răspund și la cele câteva întrebări pe care ni le-a adresat, deși au venit foarte târziu. Ne spune că există un deficit de 116.000 lei. Aș vrea să îi atrag atenția că ar trebui să știe să citească un proiect de buget, cu atât mai mult cu cât dumnealui a fost și secretar general al unui minister, deci ar trebui să știe cum se întocmește un buget. Acești bani, să știți că se află în prezent în contul municipalității, ei reprezintă prefinanțările primite de unitățile de învățământ pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene, care nu au fost utilizate în anul 2020 și urmează să se utilizeze în anul 2021, deci nu este vorba că ar fi cheltuielile mai mari decât veniturile, banii aceștia există. Apoi ne spune că avem valoarea mică la venituri. Este mică, într-adevăr, față de alte orașe. Este determinată de nivelul veniturilor proprii realizate în anul 2020, precum și de sumele venite de la bugetul de stat. Sigur, dacă ne comparați cu Timișoara, este clar că suntem într-o altă zonă, pentru că acolo pot să vă spun că anul acesta s-au dat pentru cofinanțări de la bugetul național 156 milioane de lei. Craiova a primit 0 lei. Aproape toate proiectele lor au o cofinanțare de 60% din partea bugetului de stat. Și dacă vreți, vă dau și exemple. Modernizarea bulevardului Constantin Prezan, 10 milioane de la bugetul local, 18 milioane de la bugetul de stat. Parcul civic, 2,3 milioane de lei de la bugetul local, 4 milioane bugetul național.
Bulevardul Grigore Alexandrescu, 1,9 milioane lei buget local, 6 milioane de lei veniți de la bugetul național. Așa cum făceam precizarea, pentru Craiova, în afară de banii care ni se alocă pentru că sunt rezultatul unor taxe pe care le plătesc și impozite pe care le plătesc concetățenii noștri și deci este dreptul nostru. În rest, pentru investiții, Craiova a primit anul acesta 0 lei. Dacă vreți, ne uităm și pe lista celorlalte orașe ca să vedeți ce discrepanțe mari există. Dar să sperăm că toate grupurile de consilieri care au acum reprezentanți în guvern vor face demersuri astfel încât la rectificare ceea ce au primit celelalte localități să primească și Craiova. Apoi ne spuneți că suntem incompetenți pentru că am trecut cifra zero la venituri proprii. Iarăși aș vrea să vă rog să învățați să citiți un buget. Noi am respectat cadrul legal, a fost lucru pe care eram obligat să-l facem, în sensul că în bugetul inițial, deci de la începutul anului, la secțiunea dezvoltare, nu se bugetează sume la rubrica venituri proprii. Acestea urmând a fi bugetate pe parcursul anului în funcție de sumele încasate. E text de lege, nu avem ce să comentăm aici. Apoi spuneți că există un dezechilibru între funcționare și dezvoltare spre deosebire de alte orașe. M-am uitat și eu la celelalte orașe. Dezechilibrul nu este mare, sunt 2 sau 3% diferență între noi și ei. E adevărat că noi avem mult mai multe instituții în subordine pe care trebuie să le finanțăm. Și de asemenea nu puteți să faceți comparații între poliția locală și spitale. Ne spuneți că la sănătate sunt mai puțin bani alocați decât la poliția locală. Nu este adevărat, iarăși vă invit să citiți cu atenție bugetul. În primul rând nu trebuie să comparăm merecupere, pentru că la sănătate salarizarea și cheltuielile de funcționare sunt asigurate din contractul de prestări servicii încheiat cu Casa de Sănătate. Primăria venind în completare doar cu fonduri pentru reparații curente, capitale, construcții de clădiri și așa mai departe. În schimb, la poliția locală noi trebuie să le asigurăm inclusiv bugetul pentru salarizare. Iar dacă vă uitați cu atenție pe proiectul de buget pe care eu l-am menționat mai devreme, o să vedeți că, în afară de banii alocați de municipalitate, sunt 109 milioane de lei veniți din fonduri nerambursabile. Deci dacă este iarăși să comparăm sănătatea cu poliția locală, o să vedeți că bugetul sănătății este de 5-6 ori mai mare decât la poliția locală, cum este și firesc să fie. Ne întrebați dacă avem alocați bani pentru religie. Nu avem niciun leu alocat anul acesta pentru religie. Este pur și simplu capitolul bugetar, așa se numește, dar nu am alocat bani. Și de asemenea spuneți că este o sumă foarte mare pentru subvenționarea transportului local. Este într-adevăr o sumă mare, dar cred că nimeni nu vrea să renunțe la subvențiile pe care noi le acordăm, nu doar pensionarilor, ci și elevilor. Cu atât mai mult cu cât de anul acesta încercăm să dezvoltăm transportul școlar. Cam acestea au fost toate întrebările pe care le-am primit, care mi-au fost adresate. Proiectul de buget urmează să fie supus aprobării Consiliului Local în ședința din data de 22. Vă mulțumesc foarte mult!